Sunt bucuros, dragi prieteni, să vă fac un anunț important. Inaugurarea unui centru educațional pentru detoxifierea și regenerarea organismului în Brașov. Va fi deschis acest centru. Acest centru va oferi participanților un program complex educațional, dar și practic pentru detoxifierea și regenerarea organismului. Programul va împleti cele mai bune mijloace pentru detoxifiere, începând, bineînțeles, cu o alimentație raw vegan, o alimentație cu hrană vie, cu hrană crudă, care reprezintă o bază puternică pentru curățirea și refacerea organismului. În același timp, pentru ca să te poți bucura de cantități mari de substanțe vitale, de enzime, de vitamine, de fitoelemente, se vor folosi sucuri, E vorba de o rețetă individualizată în funcție de participant, de problemele care le are de sănătate, de nevoile organismului lui, oricum o hrană excepțională, în așa fel încât în cele două săptămâni organismul să poată să înceapă să care povara toxică din interior. În plus, față de sucurile valoroase care vor fi oferite, Combinații mai ales de sucuri de clorofilă pe bază de plante verzi, pentru că sunt cele mai bune depurative. Vor fi folosite și alte sucuri potrivite, plante medicinale de excepție, formule de plante valoroase. Folosim cele mai bune vârfuri de atac din flora autohtonă, flora țării noastre. Dar și nu ne vom opri doar aici, vom merge procurând plante valoroase din întreaga lume, din zona asiatică, ei au reputație în direcția aceasta, sunt buni cunoscători, s-au fost făcute multe studii și se cunosc rezultate excepționale plantelor asiatice, indiene, de asemenea din America de Sud, zona amazoniană, peruană, de asemenea chiar Africa, plante valoroase. În așa fel încât participanții să beneficieze de cea mai bună ofertă a plantelor lui Dumnezeu care sunt posibile. În plus, vom folosi și plante imunostimulente și reglatoare, vom folosi zeoliți, o argilă vulcanică, care e excepțională pentru detoxifiere, superalimente, suplimente nutritive și alte proceduri care să antreneze purificarea organismului, hidroterapie, masaj, exerciții fizic, programe de exerciții fizice individualizate în funcție de problemele și nevoia, nevoile pacienților, programe de respirație. De ce hrană vie? Pentru faptul că hrana vie antrenează miracole în organism, se declanșează un proces detoxifiant, pentru început organismul cară substanțele toxice sub formă de depunerii din întregul organism. Apoi imunitatea crește fantastic, agenții patogeni, substanțele nocive, celulele canceroase încep să fie eliminate. Iar în timp, structurile organismului, dacă îi se oferă timp și condițiile necesare, hrana potrivită și mijloacele necesare, începe să se refacă, se echilibrează și începe să se regenereze. Numărul de celule nou născute în întregul organism crește, structurile încep să se refacă în felul acesta se pot întâmpla minuni pe, pe această cale. În plus, la acest centru educațional de detoxifiere și regenerare, vom viza foarte mult și aspectul stresului cronic, care, din păcate, afectează atât de mulți oameni. Multe din probleme sunt psihosomatice, problemele oamenilor, adică boli ale trupului, dar declanșate pe fond psihoemoțional. Va fi ocazie de echilibrare a. Minții și a sentimentelor, oamenii vor dobândi pacea sufletului, oamenii vor învăța să-și înfrunte problemele, oamenii vor învăța să-și depășească necazurile, vor învăța să se detașeze de lucrurile care îi apasă, vor găsi soluții la multe din problemele pe care le au. Dorim ca acest centru să fie un loc al bucuriei și al speranței, speranță infuzată și nu o speranță lipsită de temei, ci o prindere de Dumnezeu care are soluții la toate problemele noastre. Credem că după acest program nimeni nu va mai fi la fel. Cred că va fi o experiență unică, minunată pentru fiecare, un adevărat nou început pentru oameni. Pentru că este un centru educațional și practic, bineînțeles, dar în mod special educațional, va fi ocazia de instruire. Asiduo și zilnică a participanților, prin faptul că vor fi atât discuții particulare cu fiecare dintre participanți, cât și programe comune de instruire în ceea ce privește dobândirea unei viziuni largi asupra unui stil de viață sănătos, în așa fel încât oamenii, întorcându-se acasă, să aibă o bază solidă pentru schimbările care trebuie să le facă. Prima serie de participanți va începe programul pe data de 14 aprilie, repet, 14 aprilie anul 2019 și se va finaliza pe data de 28 aprilie 2019. Este vorba de două săptămâni intense de detoxifiere și refacere. Cu siguranță va fi o experiență excelentă pentru toți care vor participa. Ne dorim din toată inima ca să. Oamenii, într-adevăr, să fie ajutați foarte mult. În așa fel încât schimbări remarcabile, nu e un timp foarte lung, dar totuși e un timp suficient ca să se vadă, prin această experiență, schimbări remarcabile în viața oamenilor. În același timp, vă pot anunța deschiderea unui restaurant vegetarian vegan. Deci, nimic de origine animală. Farfuria de sănătate, s-ar putea să fie titlul lui sau farfuria de viață, pentru că acest restaurant va susține, din punct de vedere, în primul rând, dietetic, centru de sănătate. Acolo se vor produce sucurile și programele nutriționale și nutriția care, spuneam, va fi individualizată pentru nevoile participanților la acest program, dar în același timp se va deschide pentru cei din oraș sau cei care vor să viziteze și să consume hrană sănătoasă. După rețete înțelept constituite, rețete care vor fi pline de savoare, ne dorim să îmbinăm arta cu știința, în așa fel încât să fie delicioase, gustoase, dar și uh, nutritive, să aducă viață, să ducă sănătate. Pe parcurs, ne dorim ca să oferim uh, clienților fideli la restaurant chiar meniuri individualizate în funcție de problemele și nevoile lor, chiar un plus de sucuri, în așa fel încât înainte de a servi masa cu 20 de minute, poate să bea un suc care să un suc din vegetale de clorofilă sau alte rădăcinoase sau alte formule necesare problemelor care le întâmpină. Pentru publicul larg, restaurantul se va deschide pe data de 22 aprilie 2019, deci 22 aprilie 2019, restaurantul vegetarian. Uh, în același timp, uh, acest proiect, acest centru de detoxifiere, educațional de detoxifiere și regenerare, este asociat și cu o fermă grădină, organică de producerea unor vegetale de înaltă calitate biologică și nutritivă. Suntem conștienți că trebuie să oferim o hrană cât se poate de sănătoasă și știm că, din păcate, în mare măsură, chiar și vegetale sunt produse în ultimul timp cu prea multe chimicale. De aceea am demarat un proiect la nou Săsesc cu solarii, cu răsaduri, cu culturi, cu cele mai bune semințe, se vor planta soiuri, nu hibris, în cea mai mare măsură sunt soiuri, cultivate organic cu îngrășăminte naturale, fără să folosim pesticide, în așa fel încât, atât pentru sucuri, cât și pentru meniul zilnic, pe cât posibil să avem hrană foarte, foarte sănătoasă. Zilele trecute au fost plantați și foarte mulți arbuști fructiferi, de asemenea, care peste 500 de arbuști, aproape 600 de arbuști, valoroși, diverse soiuri de cătină, aronia, diverse soiuri de smeuri, afinul canadian, delicios cu boabele lui atât de dulci, afinul siberian, atât de precoce în coacere și plin de antioxidant, diverse soiuri de coacăz, peste 4-5 soiuri de coacăz, negru, roșu, auriu, roz, chiar, chiar mini kiwi rezistent la ger. Sperăm că într-un timp destul de scurt să intre pe rod și să ne putem bucura de aceste fructe exotice și pline de proprietăți nutritive și antioxidanți din uh, producția proprie. Proiectul este susținut de firma Maurer for Life SRL și ne dorim în mod special ca oamenii să poată să fie ajutați, să poată să dezvolte o sănătate fizică, spirituală puternică și să fie un nou început. Uh, și -o nouă speranță pentru, pentru ei. Informații, pentru detalii, pentru înscriere la program, apelați la telefonul 0723 299602, repet 0723 299602, Iuliana Baciu, Iuliana Baciu, care vă stă la dispoziție. Insistați, o prindeți spun la urmă, vă va da toate detaliile referitoare la, la toate Mă rog întrebările dumneavoastră legate de acest centru de sănătate, de programări și așa mai departe, ce se face sau ce este nevoie pentru participare, prețul de asemenea și toate celelalte întrebările care vă sunt necesare pentru lămurire. Vă așteptăm cu mare drag, sperăm să avem experiențe frumoase împreună. Fiți binecuvântați, multă sănătate și toate cele bune cu ajutorul lui Dumnezeu.